Accidentul vascular cerebral este o urgență neurologică. Pacienții și persoanele din jurul acestora trebuie să recunoască semnele specifice unui accident vascular cerebral, să nu aștepte remiterea acestora și să se prezinte cât de urgent posibil la un spital care este specializat în tratamentul accidentului vascular cerebral acut. Accidentul vascular cerebral este o urgență neurologică ce constă în întreruperea fluxului de sânge de la nivel cerebral prin obstrucția unui vas de sânge. Prin acest proces are loc deprivarea de oxigen și substanțe nutritive de la nivel cerebral a celulelor nervoase care determină moartea acestora într-un final. În funcție de localizarea accidentului vascular cerebral, simptomatologia poate varia, dar Societatea Română de Neurologie vine în ajutorul pacienților pentru a recunoaște principalele simptome neurologice ale unui accident vascular cerebral prin acronimul AVC, care constă în asimetrie facială, unde se poate vedea că pacientul are comisurile gurii îndreptate în direcții diferite, V de la vorbire incoerentă sau imposibilitatea de a pronunța anumite cuvinte, C de la căderea unui membru cu instalarea bruscă a unui deficit motor la nivelul membrelor superioare sau inferioare. Acesta este considerat o urgență în neurologie și dacă se observă semnele clinice amintite anterior, pacientul trebuie să se prezinte de urgență la spital pentru investigații și tratament. Cauzele unui accident vascular cerebral ischemic variază de la persoană la persoană și în special cu vârsta. În general, la persoanele în vârstă trebuie să căutăm comorbidități care predispun la accidentul vascular cerebral și anume hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, fibrilația atrială sau valori crescute ale colesterolului în sânge care se pot depune ca și plăci de colesterol la nivelul vaselor de sânge. Iar la tineri, în general, de cele mai multe ori sunt cauze de natură genetică care necesită investigații amănunțite în sensul acesta. De asemenea, trebuie căutate tulburări de coagulare care țin mai mult de sfera hematologică și întrebat în același timp dacă pacientul are în familie rude de grad 1 cu istoric de accident vascular ischemic. Tratamentul în acut, în accidentul vascular cerebral ischemic de elecție este tromboliza intravenoasă care se poate administra în primele 4 ore și jumătate de la debutul simptomatologiei, după ce în prealabil s-a făcut o imagistică cerebrală pentru a se confirma accidentul vascular ischemic și a se confirma o hemoragie la nivel cerebral și niște analize de sânge. Tratamentul prin tromboliză intravenoasă constă în administrarea perfuzabilă timp de o oră a unei substanțe ce are rolul de a dizolva cheagul de sânge ce obstruează vasul de sânge, care se administrează în funcție de greutatea corporală a pacientului. Pe lângă tromboliza intravenoasă, se mai poate efectua trombectomia mecanică, care se poate face după tromboliza intravenoasă sau per primam de sine stătătoare, atunci când pacientul a ieșit din fereastra terapeutică pentru tromboliză intravenoasă sau există contraindicații pentru efectuarea trombolizei intravenoase. Acesta se poate face în general după ce s-a confirmat tot prin imagistică cerebrală obstrucția unui vas mare de sânge și presupune efectuarea suplimentară a unui angiocete cerebral. Pentru pacienții care nu se încadrează în timpul necesar amintit anterior pentru efectuarea tratamentului în acut, aceștia necesită internare și supraveghere pe o secție de neurologie
pentru administrarea și inițierea tratamentului, pentru prevenția secundară a unor accidente vasculare cerebrale și pentru echilibrarea și stabilizarea pacientului și începerea programului de recuperare medicală, recuperare medicală care variază în funcție de localizarea accidentului vascular și de simptomatologia accidentului vascular, care trebuie inițiată precoce în primele 24-48 de ore și care presupune o echipă multidisciplinară formată dintr-un logoped pentru cei care au probleme de vorbire, dintr-un medic de recuperare medicală și fiziokinetoterapie pentru recuperarea medicală a deficitelor motorii, pentru tulburările de echilibru. De cele mai multe ori este necesară prezența și unui psihiatru pentru consiliere și tratamentul unei posibile reacții depresive secundare a accidentului vascular, dar și medicul neurolog pentru prevenția secundară și ceilalți medici pentru tratamentul comorbidităților asociate.